Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. E din nou scandal pe culoarele TVR, după ce s-a aflat că unii angajați privilegiați au primit măriri consistente de salariu pentru îndeplinirea unor sarcini profesionale suplimentare, în plus, adică față da. De ce ar trebui să facă în fișa de post, sarcini însă care par inventate. Oricum sunt totalmente ridicole. Stai puțin, dacă e ceva în plus, indiferent ce ar fi, merită banii. Trebuie recompensat. Da, sigur că da. E vorba despre 133 de persoane, cele mai multe aici la București, mai sunt vreo 10-15, înțeleg, și prin studiourile. În teritoriu. În teritoriu, dar la studiourile teritoriale. Te vrei Hunedoara. HD. Care au primit, deci, măriri salariale cuprinse între 500 și 4600 de lei brut, adică 350-2800 de lei net. Bun. Măririle salariale, TVR are 2400 de angajați, deci au beneficiat de măririle acestea aproximativ 5% dintre salariați. Și eu cred că de aici e scandalul mare. Adică, bă, dacă dai de la toți, se poate, cum numai 5%? E și jenant 5%, adică cine sunt ăștia 5%? Normal că este scandal. Da, mă, dar dacă au rămas în plus, dacă au muncit ceva... Adică, au muncit, da. Na. De ce? Adică pentru ce? Nu de ce? Că nu știm nici de ce, n-avem cum să ne dăm seama, dar pentru ce s-au dat bani în plus? Cum spuneam, pentru recompensarea unor sarcini completamente caragioase, reprezentanta salariaților în Consiliul de Administrație i-a dat în fapt. A dat motivele oficiale invocate pentru deciziile de mărire. Deci fiți atenți, cum se motivează. Pentru. O să citez din ele. Deci motiv de creșterea salariului. Mutarea, coborârea, aducerea cheilor de operare și ulterior redepozitarea acestora în spațiile adecvate. Wow. Dacă vă întrebați ce sunt cheile de operare, este vorba de trusa de chei pentru intervenții tehnice. Deci au luat cutia de scule. Gre. Și a adus-o, da. Multe chei. Deci, și a, după aia a pus-o la loc. Vezi, mă, așa e, duci. Putea să o lase să-și bată joc. Tu știi cât timp se pierde când nu-ți găsești cheile sau da. Trusa pentru intervenții speciale? Că nu-i niciodată la locul ei. Întotdeauna, mama mi-a spus, pune la loc, ca da. Să știi de unde să iei. Exact, să găsești lesnic. Asta cred că e caz de 500 de lei, nu? Nu știm, că nu știm exact. Altă mărire de salariu pentru motivul, citez, răspunde la solicitările superiorilor. Adică, by default, se subînțelege că la TVR ești angajat, dar nu faci ce zice șeful. Dacă faci, trebuie să fii recompensat. Băi, incredibil, zău. Altul. Realizează prezentări în format PowerPoint, contribuind prin act de creații la conținutul acestora. Drepturi de autor, te rog frumos. Deci, face PowerPoint, dacă știe PowerPoint, îi dai un ban în plus. Dacă, nu, dacă știe și și face, că poate știu, dar nu vor. Auzi, dar Corel se mai cere? Bun asta. Mai avem așa, fiți atenți. Un economist întocmește și distribuie fluturași de salariu. Deci, dacă faci fluturași de salariu ca să iei oamenii banii, pac, tu ești angajat ca economist, dar nu ești, nu scrie în fișă că trebuie să... Să-i și distribui. Da, să-i și distribui. Da. Un angajat primește bani în plus pentru că respectă normele de protecție a muncii care sunt în vigoare. Serios, deci asta este încă o dată. Sunt datele oferite de doamna, cum o cheamă, reprezentanta salariaților în Consiliul de Administrație. Cred că doamna n-a primit nimic. Da, stați că vă zic și cum o cheamă, numai o secundă. Libertatea. Așa mă gândesc, publicat. Altfel... Doamna Luminița Iordănescu. Sau e reprezentanta celor 95% care n-au, care n-au primit. Un angajat, deci altul, care ia, cum se motivează mărirea de salariu în cazul lui? Pentru că se prezintă la serviciu conform programului afișat. Un șofer de autoturisme și camionete care a primit o mărire salarială brută de 1985 de lei. Asta vine... cred cam 1200 de lei net. Cam așa. În fruntea sarcinilor suplimentare remunerate figurează și faptul că șoferul în cauză, citez, se prezintă la serviciu conform planului afișat la vizier. Da, mă, uite, acum gândește-te la noi. De câte ori nu ne-am dorit să facem programul matinal de la 1? Da. La prânz. Mă, nu de la 1, dar de la 9 aș încerca. Uite, vezi? Da. Păi și dacă respecti programul și vii ceva mai devreme, așa? Adică la timp, poți să primești bani în plus. Tu primești? Eu primesc, tu nu primești. Mai avem așa. Pentru importul zilnic al datelor de audiență. Datele de audiență la televiziune vin zilnic, pe mail. Ele vin pe mail, practic, și se deschid într-un... Trebuie să le salvezi. Asta se cheamă, nu, salvezi pe calculator. Asta trebuie să... Importul înseamnă că ele intră la tine în calculator. Deci asta înseamnă că trebuie
Minim să deschizi calculatorul și atât. Da. Pentru importul zilnic al datelor de audiență, 3 persoane din departamentul comercial primesc lunar bonus financiar. Audiențe din 3 surse. Băi, băiat. Mai mulți angajați de la departamentul de resurse umane sunt plătiți suplimentar pentru că, în timpul orelor de program, citez, acordă consultanță salariaților în vederea întocmirii dosarelor de pensionare. Mm-hmm. Da. Un jurnalist al TVR2 primește, câte stații mai sunt? Câte TVR-uri TVR mai 1, sunt? TVR 1, 2, 4, 2, mai e TVR 3, TVR Info, TVR Cultural, mai, s-au mai făcut alea TVR Folclor, TVR Sport, era ceva, nu? Plus, plus că teritoriale? Regionalele, teritorialele, da. Iași, Timișoara. Ceva cu sport. Aha, da, sport. Vreți să ne interesăm, poate, dacă mai faci multă bâză, dar asta nu ne mai ia. Eu sport în imai, e clar că ne ia pe bună la cât i-am luat în bâză. Deci eu m-aș angaja, trebuie făcut TVR în limba minorităților, acolo m-aș angaja. Și să-mi dea, și să-mi dea, eu știu limba minorității spaniole, da, din România, dacă e nevoie, un pic. Și să-mi dea bonus că învăț. Deci bonus pentru învățarea. Limbii, bravo. Nu știu, adică, pentru strădanie. Da, ne angajăm la televiziunea, trebuie făcută la emisiunea în limba maghiară. Știu începutul. Acolo cred că e ocupat deja. Joregeld, știu, Iono Potkivanok. Uite, avem și pe Julie, poate să vină cu noi să ne ajute. Da, Kösönöm. Deci am baza. Și după aia, pentru un bonus, pentru limba germană e Luca. Fiți atenți. Ca minorități. Diavol. Un jurnalist al TVR2 primește lunar 3077 de lei brut în plus pentru că, citez, identifică proiectele legislative care sunt înregistrate la birourile permanente ale Camerei Deputaților Senatului, ale căror dispoziții au incidență asupra activității SRTV, adică TVR-ul, Societatea Română de Televiziune, și menținerea legăturii cu Compania Națională de Investiții pentru obținerea finanțării în vederea reabilitării și modernizarea clădirilor SRTV. Deci, practic, deci, are grijă de, să respecte regulile. Deci, practic, un gazetar angajat acolo... E spion. Da, el intră pe site-ul Camerei Deputaților și Senatului la proiecte legislative și se uită acolo. Ce s-a mai depus astăzi? Și vedea, alea sunt depuse. Stă de 6, cum se zicea. El le stă de 6. Vedeți că au pus ăștia pe site ceva, ne norocesc. Da. Un alt domn are salariu mărit cu 1994 de lei brut, pentru că se ocupă în timpul orelor de program de turul TVR cu grupurile care vizitează instituția în cadrul programelor școlare. Asta merită. Dar noi de ce nu putem să primim și noi când vin copiii de la școală? Altfel, ai văzut, noi facem asta gratis. Păi da, mă, vin da, copii, intre în studio, glumim cu ei, cântăm aici. Păi tu accept, dar nu faci tutur. Tu ce pun tot blocul și e mereu el. Adică... da, de în timpul programului. În timpul programului, păi că ai vrea zine și de acasă. Dar el înseamnă că s-a oferit voluntar o dată de două, de trei ori și la un moment dat s-a remarcat. Dați-mă și ăsta, niște bancă, uite, se plimbă copii. În plus, știi că e riscant să te plimbi prin TVR? Ai văzut clădirea aia, turnul ăla, că... Ce are, mă, e foarte bun. Da? 1994 de lei brut. Câte programele școlare, câte tururi se fac zilnic? Vă rog frumos, nu vă supărați. Nu pot să știu. Libertatea, care scrie despre asta pe larg, a solicitat un punct de vedere televiziunii române pe marginea subiectului. Până la momentul publicării articolului nu s-a primit niciun răspuns. Și de ce? Pentru că nu e nimeni plătit pentru asta. Bravo! Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.